Cine plătește pentru bebelușul ars în incubator și aflat în stare gravă la o maternitate din București? Aflați răspunsul în Observator. A vrut să-și apere bunica și și-a ucis bunicul. Vorbim de o fată de 14 ani din Dolj. Au speriat-o furia și violența bătrânului. Și o fetiță de 2 ani ajunsă la spital cu suspiciune de gripă nouă. A murit la Botoșani. Bună seara, o tânără ucisă a fost găsită într-un bar din Craiova. Era îmbrăcată în pijama și așezată într-un coșciug. Din ce știm, a adus-o acolo iubitul ei ajutat de niște prieteni. Iată toată povestea. Nu sunt imagini dintr-un film de groază, sunt cât se poate de reale. S-au întâmplat azi la prânz în Craiova, în cartierul Rovine. A adus-o în pijama și în coșciug cu doi vecini moartă. Da. Și oamenii ăștia mă chemară pe mine și eu îi dădui ciorapii în picioare și pantofii să nu-i să umfle picioarele și aranjai capul, că era lăsat așa. Era răvășită, are 3 înțepături de cuțit în inimă și strânsă de gât. Pată cu minte, pată cum se cade. Amândoi erau cu minte. Amândoi, respectori, liniștiți. Nu se certau, nu se scandalageau prin magazine, nu nimica. Nu vine să crede, este extraordinar. Păi era o familie extraordinară și ea și el. Erau împreună de aproape 6 ani. După ce a omorât-o, a pus-o într-un sicriu și cu ajutorul unor vecini a dus-o la bar. Cu sicriul iubitei pe masă, tânărul a dat de băut tuturor celor din local. Mai apoi le-a spus că vrea să fie omorât pentru crima comisă. Recent, tânărul aflase că este bolnav de cancer. Se pare că vestea l-a marcat. De ce ai omorât-o? Criminaliștii și procurorii încearcă să descopere cum a murit tânăra și de ce iubitul ei a dus-o în bar. Cum v-ați văzut fata? Moarte pusă-vă! Înțepată inimă! Suspectul principal nu a fost încă audiat. Se pare că în aceste momente nu își poate justifica fapta. Greu de imaginat ce s-a întâmplat azi la Craiova. Nimeni probabil că nu va putea da vreo explicație logică, mai ales că poliția a descoperit că iubitul fetei, cel acuzat de crimă, și-a ținut și bunica încuiată ore în șir în baie, ca nu cumva să o vadă pe victima lui. Toți, doamne, și toți trei au fugit din secția de poliție și s-a întâmplat tot la o secție din București. Ce au pățit polițiștii responsabili cu paza lor, aflați imediat la Observator. Copilul vostru a ars în incubator. Asta li s-a spus părinților după o naștere la maternitatea Bucur din București. Mama s-a chinuit ceva să-l aibă, a pierdut o sarcină vara trecută, însă miercuri visul i s-a împlinit. Însă același vis s-a transformat în coșmar din cauza unei asistente care pur și simplu a uitat bebelușul în incubator. Copilul a suferit arsuri grave. Iată povestea, dezbatem cazul după. S-a întâmplat ceva cu băiețelul, zice, stai liniștită că nu-i mort. Zic, ce s-a întâmplat cu el? Zice, a fost uitat la incubator și este fript și l-am trimis la spitalul de la Grigore Alexandrescu. Ieri trebuia să mă duc să-i scot din maternitate și la 9 așa m-a anunțat soția, bă, vino că copilul nostru e la Grigore Alexandrescu. Ce a pățit? Păi l-a ars în incubator. Mama plânge, tatăl nu mai are lacrimi. Vineri seară, bebelușul soților Dragomir, născut miercuri, a făcut icter. O asistentă a hotărât atunci că trebuie pus la incubator. La miezul nopții, mama a mers la el și l-a alăptat. Același lucru a vrut să-l facă și ieri, la prima oră. Însă asistentele au oprit-o. Ea nu s-a gândit nicio clipă că bebelușul ar fi pățit ceva. Și cu toate acestea, bebelușul era în stare gravă. Ars pe mâini, pe față, pe cap, pe unul dintre picioare. Asistenta care a adus nou-născutul la incubator trebuia să se ocupe personal de el, numai că a uitat, acuză părinții. Tot ei susțin că femeia s-ar fi scuzat și le-ar fi spus că a trebuit să asiste la mai multe nașteri cu probleme. Nu de aceeași părere este și profesorul Alexandru Ciocâlteu, directorul clinicii. A fost o cesariană la ora 8 și o naștere la ora 2 noaptea, deci două nașteri pentru asemenea maternitate nu cred că înseamnă o activitate așa foarte bogată sau care a extenuat pe cineva sau care l-a solicitat și n-a scăzut încă să se întâmple o asemenea nenorocire. Acum copilul este în grija pediatrilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu. În momentul de față este internat în reanimare sub supraveghere specializată cu un prognostic rezervat. Asta e o viață de om care noi ne-am chinuit, ne-am străduit să fie cât mai bine, să ducă în lume cât mai bine și am contat, am făcut toate analizele, tot ce ne-a cerut.
și să nască sănătos și să-și bată joc de el în așa fel. E prea dureros. Și durerea e cu atât mai mare cu cât s-ar putea ca bebelușul lor să aibă nevoie și de o intervenție chirurgicală. O comisie medicală se va întruni mâine pentru a lua o decizie. Nu spune, văd, prăiește, stai liniște. Poza soție seara, să nu mai știu, dimineața la mai acasă. Suntem acum în direct cu tatăl bebelușului, domnul George Dragomir. E la spitalul Grigore Alexandrescu, unde a fost transferat băiețelul. Bună seara! Cum e copilul? Bună seara! Am fost cu soția acum acolo. Am fost pentru lăptic, ca să înceapă să mănânce și el cât de cât. E totuși bineșor, e o stare bunicică, să sperăm, așa sper eu. Dar totul e rezervat până mâine dimineață, când o să vină domnul profesor Enescu și să ne spună ceva concret, ceva mai sigur. Acum am fost, e ars toată mânuța de sus până jos, piciorușul, torace, dar totuși deci înțeleg totuși că domnul stabil. Profesor vine mâine de dimineață, astăzi e duminică, a trebuit să stea da, acasă, da, da. Nu zi știu, liberă. Nu știu, nu pot să comentez. Nu pot să comentez nimic despre lucru. Sunteți pățit acum cu sistemul medical, dar spuneți-mi un lucru. Asistentele de la primul spital, unde vi l-au uitat în aparatul acela, în incubator, cum s-au purtat cu dumneavoastră? Și a cerut cineva scuze? V-au cerut bani înainte? Cum era acolo? Nu ne-a cerut nimeni absolut bani. Eu nu le cunosc pe acele asistente. A fost atunci, seara, doamna doctor care a născut a fost super femeie, deci nu pot să vă explic, o super doamnă, s-a străduit să fie cât mai bine, dar treaba e că atunci când a făcut Dicter în altă seară și l-a dus la incubator ca să putem să luăm a doua zi acasă, dar s-a dus, s-a dat la 12 noaptea și când se ducă dimineața la 6, nu am mai lăsat. Dar de la spital v-a spus cineva de la spital, cine e de vină? V-a cerut cineva scuze? Nu am găsit pe nimeni. Acolo m-am dus să cer și o explicație, să mă găsesc cu cineva. Am găsit o doamnă doctor acolo și mi-a zis, păi nu pot să vă spun nimic, o să sunăm pe domnul director al spitalului și o să vedem cum rezolvăm. Dar am răsit absolut nimeni, nu am găsit pe nimeni ca să pot să stau de vorbă. Am întrebat și am vrut să știu cum se numesc persoanele care, doamnele asistente care mi-au nenorocit copilul, dar n-am putut să dau, nu-mi dă nimeni nicio detalie. Fuge ca și cum aș fi un hoț, un criminal, să zic așa. Dar criminalul, poate tocmai pentru că n-ați dat nimic, poate că tocmai pentru că n-ați dat nimic ați pățit-o? Nu m-am gândit la asta niciodată, pentru că, bine, asta nu pot să comentez. Nu e ceva care să... Dacă a fost să dau ceva, poate am făcut eu cu plăcere, dar nu e vorba de dat. Că s-au purtat frumos, așa, nu chiar ură, dar neglijența din seara aceea, eu nu le cunosc personal. Vă mai recunoașteți copilul acum? Cum arată? E bandajat? Cum e? Recunosc, cum să nu recunosc, dar e bandajat tot, mânuța, piciorul până la genunchi, atorace aici. Așa și un pic pe față, atât, dar e grav oricum. Până nu vine domnul profesor să ne explice, nu știm nimic. Totuși, suntem și noi optimiști și facem tot ce putem. Mulțumesc și noi. Să vă trăiască, să trăiască și domn profesor, care sper că a avut o duminică bună, doamnelor și domnilor. Continuăm Observatorul. Dacă știți vreun caz asemănător, dacă ați avut probleme în maternitate, puteți să ne scrieți. Vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail știrea@arondantena1.ro. Și acum despre o fetiță care și-a protejat bunica și pentru asta a devenit ucigașă la 14 ani. O adolescentă din Dolj a pus mâna pe un cuțit și l-a înfipt în spatele bunicului în timp ce acesta își bătea soția. Bătrânul a căzut ca secerat, iar soarta copilei acum în mâinile anchetatorilor. Nu scoate niciun cuvânt. Încă pare șocată. Într-o secundă a reușit să-i curme viața bunicului ei. O singură dată l-a înjunghiat aseară în spate. În momentul când a văzut-o că... Era, urca pe ea și o lovea și o bătea și a zis că o omoară și că ea n-a mai suportat, a tras de el să-l ia după ea de acolo, așa, și a luat cuțitul, ea n-a mai judecat. Amuțită de spaimă, bunica știe că nepoata ei a salvat viața. Acum se teme însă pentru soarta copilei. V-a bătut? V-a salvat nepoata, doamnă? Da.
V-am scăpat de chinuri? Țipete, înjurături și bătăi crunte. În casa bunicilor, fata le-a auzit ani de rândul. Iar soarta n-a fost deloc de partea ei, încă de când a văzut lumina zilei. Tatăl ei a părăsit-o, iar mama ei a lăsat-o în grija bunicilor. De atunci a trăit un adevărat coșmar. Era un conflict mai de mult. El lui cam plăcea să bea. S-a săturat de atâtea certuri în familie? Da, asta era zile, nu lipsa. Au mai avut înainte plângeri depuse la poliție, a mai fost dus înainte la o secție, la Craiova. A fost acolo și i-a dat drumul și... Fată cu minte, nu, început. Nu e agresivă, nu, nimic. Fată cu minte de tot. De la școală, nu. Dar vă dați seama că... Și nu numai în familie erau certuri. Bunicul fetei fusese amendat în nenumărate rânduri și pentru tulburarea liniștii publice. Sale adolescenta nu a dat înapoi. Tot timpul a sprijinit-o pe bunica ei. Ea a zis că dacă vine la mine, mama ei să nu mai trăiește. Și a zis că să mai suporte măcar până în clasa 8-a. Dar n-a mai rezistat. A pus capăt aseară furiei bunicului. Și fata speriată, vă dați seama că... speriată, tup, de pe la spate. Fără să vrea. Un gest care o va costa acum scump. Pe numele fetei au fost întocmite acte premergătoare săvârșirii infracțiunii de omor calificat, infracțiune ce se pedepsește cu închisoarea între 15 și 25 de ani. Mâine fata va fi supusă unei expertize psihiatrice pentru a stabili dacă a avut discernământ sau nu când a comis fapta. Trei tineri au evadat dintr-o secție de poliție. Nici nu mai știm câtă evadare e. Erau arestați pentru furt din locuințe și mașini. În urmă cu 2 ore, unul dintre ei a fost prins într-un tren în drum spre Lehliu. Cum ai reușit să evadezi? Lăsați-l, vă rog. S-au pus o cuvată cu ei. Spui că te-au forțat? Dar cine a rupt gratia de acolo? Petre Nechita este la secția de poliție de la care au fugit cei trei. Bună seara, Petre. Cât de greu le-a fost să scape de acolo? Bună seara, a fost la fel de simplu ca și cum ai numărat până la 3. 1, 2, 3. Adică au rupt grilajul și sârma ghimpată, au sărit gardul, după care au rupt-o la fugă. Polițistul care îi supraveghea în curtea de interior a secției de poliție a întors pentru câteva clipe capul. A fost însă destul pentru ca evadarea să fie executată ca la carte. Cei trei au ajuns pe stradă, într-o zonă din Pantelimon, s-au amestecat în mulțime și s-au făcut nevăzuți. Până acum a fost prins doar cercalea arest, care cea mai simplă și s-a dus direct spre casă. Vă întrebați oare cum e posibil să se întâmple așa ceva? Bine se poate, oricum nu e prima oară. În urmă cu doar câteva luni, un bărbat a fugit dintr-o altă secție de poliție din capitală, după ce unul dintre subofițeri a uitat pur și simplu să încuie o ușă. Așa că lăsați deoparte filmele americane de acțiune. Ce se întâmplă în secțiile de poliție bucureștene e cu mult mai antrenant. Lucian? Prieteni dragi, admiratori, femei care l-au iubit ca artist și ca bărbat pe Gheorghe Dinică, sute de persoane au mers astăzi la cimitir să ducă actorului o floare și să-i aprindă o lumânare. Cu ochii triști și obrazul înroșit de atâta durere, Vladimir Găitan a mers astăzi să se roage pentru Gheorghe Dinică, prietenul său de viață, cel cu care împărțise scena și vacanțele, bucuriile și tristețile. Astăzi, duminică, ar fi fost tot împreună, dar în alt loc. Nu au fost singurele lacrimi care au curs la mormântul actorului. Să fie bine pe lumea rând. Să ai de grijă cum se face. Mi-aduc aminte de el că tot timpul a jucat în multe filme, foarte, foarte multe filme. Sunt un actor mare, toată lumea l-a mințit. Sunt eu, Lăstărică. Păi și pe stradă l-am văzut odată și am strigat cu el, Lăstărică, și a început să râdă. Însă nu doar rolurile sale au rămas în sufletul românilor. Cântai el melodie frumos. Care melodie? Parol că te ador, că dorm pe umbra ta și după tine mor. Parol că te iubesc și vreau să spun acum că tu habar n-ai tu. Frumos a cântat. Mi-a dat vieții cât ar fi vrut. Și n-a luat. Dar oamenii l-au iubit, ca om, ca artist și ca bărbat. Eu eram topită. Dar câte femei nu au fost îndrăgostite de Gheorghe Dinică? Nu era un Don Juan. Înțelegeți? Nu. Era un, cum să vă spun, un bărbat, chiar dacă o femeie îl dorea, se îndepărta, nu putea să ajungă la el. Și câte femei nu au suspinat după el. Acum toate l-au iertat. Mai veniți la mormântul în Gheorghe? Fiecare duminică. Dar ce vedeai tu că suntem în supă populară? În trafic scapă cu viață cine poate. Un polițist din Timișoara a fost înjunghiat după ce a intrat în conflict cu un șofer pentru o neacordare de prioritate. Cei doi și-au împărțit pumni și înjurături, iar unul dintre șoferi s-a hotărât să-și facă dreptate singur și l-a înjunghiat pe polițist în picior. Întreg scandalul a pornit de la o neacordare de prioritate. Cei doi au decis să-și facă dreptate, fiecare în felul lui, deoarece există 2 versiuni diferite. Ăsta acolo m-a claxonat,
semne, obscene, fraiere. Eu nu l-am băgat, eram cu copilul, nevasta, mă, și m-am dus tot înainte. La gara, la semafor, se dă jos din mașină și se dă la mine, știi? Hai jos, parmă, trage acolo și să mă bat cu el. Până acum nu se știe exact cine a provocat bătaia. Cert este că polițistul a ajuns la spital după ce a fost împuns în șold cu o cheie de motocicletă. M-a prins de cap, m-a dat în jos și cu picioarele la început. I-am zis, bă, omule, dar eu am prioritate acolo. Nu trebuie să erai pe banda întâi. Exact cum m-a pus mâna pe mă și a zis că stai, liniștește-te și atunci au sărit și a început să... Agresorul susține că avea cheia în mână. Martorii spun însă că soția i-ar fi adus un cuțit în plin scandal. După ce a intervenit și a dat chestia asta, după aia am văzut că a pus mâna pe picior și s-a uitat la mine spre atât. În momentul ăla ei au fugit. Și tot sângele acolo. Eu aveam cheile, eram așa cu capul așa în jos, cum o țină, și l-am lovit așa în picior. Hainele polițistului s-au umplut de sânge, iar medicii au hotărât că trebuie să fie operat. Din fericire, starea lui este bună. Polițistul a suferit o plagă prin înjunghiere la nivel capsei stângi. Autorul a fugit inițial de la locul faptei, predându-se ulterior. Ancheta este abia la început. Polițiștii vor trebui să hotărască de la cine a pornit scandalul. A vrut să șefuiască o casă de amanet și nu s-a gândit nicio clipă că va fi prins. Un tânăr din Pitești a înarmat cu un cuțit și a acoperit gura cu un fular și a încercat să impresioneze prin violență casiera. A lovit cu cuțitul geamul care îl despărțea de ea și a cerut femeii să-i dea banii din casa de valori. A uitat însă că tot incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere. Descrierea făcută de casieră și imaginile i-au ajutat pe polițiști să rețină pe tânăr la nicio oră de la tentativa de jaf. Minodora o ține din petrecere în petrecere. După ce acum câteva zile și-a botezat băiețelul și s-a căsătorit civil, aseară cântăreața și alesul inimii ei și-au jurat credință în fața lui Dumnezeu. După ceremonia religioasă a urmat desigur petrecerea într-un restaurant scump din București. N-așa a fost Adi Minune. Pentru că a vrut să fie cea mai frumoasă mireasă, Minodora și-a făcut nașul minune să aștepte vreo jumătate de oră. Dar nașul nu s-a supărat, era prea ocupat cu strategia anunții. În drum spre altar s-a oprit să mai dea un telefon. Apoi și-a condus fina spre alesul ei, cu pași mari și încrezători. Și ar fi fost totul perfect dacă verighetele nu și-ar fi schimbat locurile. E puțin mai solidă fina. Se logodește robul lui Dumnezeu Liviu Edmund cu roaba lui Dumnezeu Minodora Marinella. Însă nimic nu i-a alungat zâmbetul Minodorei. La brațul bărbatului iubit și înconjurată de prieteni, fina minune a strălucit. Nu am avut emoții, am așteptat doar să se întâmple. Va fi o nuntă foarte modestă, așa cum suntem noi. Însă nu a fost deloc așa. La restaurant s-a încins petrecere mare. Primul hop pe care mirii l-au trecut în doi a fost primul dans. Vedeta serii a fost însă Marco Adrian, băiețelul Minodorei și el finul lui Adi Minune. Suntem cele trei zâne. Zâne bune, ursitoare. Și pentru cel mic, să aibă Dumnezeu grijă de el, că din punctul de vedere al cașcavalului, al valilor și astea, e fina lângă el și dacă nu e fina, e și nașul. Din partea nașului, cadourile au curs râu, la fel și povețele. Atunci când există o mică discuție, să existe comunicare și fina să mai lase de la ea și finul de la el. Top Gear se întoarce. Nu, băieții nu vin înapoi în România, dar reîncepe emisiunea de la BBC în această seară, cu filmările pe care le-au făcut la noi. Detalii imediat la Observator. Mama îl credea un băiat cinstit care a reușit să ajungă în Statele Unite să muncească. Pentru FBI însă era un infractor periculos care a ajuns pe lista celor mai căutați. E povestea unui hunedorean suspectat de fraude bancare și licitații fictive pe internet. Așa ar fi furat peste 4 milioane de dolari. Claudiu Virgil Turle a zis Biggie, în aparență un român plecat în America în căutarea unui loc de muncă.
De fapt, bărbatul era un cap al unei rețele de hacker român din Vâlcea, care se ocupau cu fraudă pe internet și piraterie bancară și plecase peste ocean ca să supravegheze operațiunile de acolo. Se pare că a postat mai multe anunțuri dolozive pe internet, pe site-uri de vânzări online, fraude bancare și alte astfel de fapte. Poliția hunedoreană colaborează cu autoritățile nord-americane în vederea depistării acestei persoane. În vara anului trecut, partenerii lui Turla rămași în România au fost reținuți și trimiși în judecată. Turla a fost acuzat în lipsă și este căutat acum de FBI. În timp ce agenții speciali se chinuie să dea de el, bărbatul ține legătura cu mama lui adoptivă, care locuiește în Hunedoara. Când ați vorbit ultima dată cu el, între timp? Nu știu când să-ți spun. Cam de vreo o săptămână, două, cam așa. Vă trimite, vă ajută cu bani? Nu, mie nu, că eu am o pensie și am zis, lasă să te descurci tu. Și acum a spus, mamă, lucrez și zice... Nu beau, nu fumez și cu minte. Își minte chiar și mama că e curat ca lacrima. Vistez, da, descurcăreț. Apoi, când era mai mic, era dus și el din nas cu o fială, alții mai jucau alba neagră, dar pe-am plătit după el atâta amenzi de alea. Era băiat deștept? Băiat bun, cu suflet bun. Mama lui adoptivă nu crede că Turle ar fi în stare să păcălească atâția oameni. Poate că iar e așa minciuni și din astea, că l-au băgat săracul pătă locul. Și cum o zis el, mamă, eu zice, nu mă ocup de lucruri care nu se încadrează. Dar zice, vezi că m-au băgat prietenii. Nu credeți că ar fi în stare să fure 4 milioane jumate de dolari? Hai de mine, doamne, dacă ar lua atâta... M-ar temite și mie. Agenții FBI cred că bărbatul s-ar ascunde acum în Canada și că încearcă să recruteze noi acoliți pentru a-și continua afacerile. Nu fură, că mie nu mi-a trimis. Un copil care prezenta simptomele gripei AH1N1 a murit la spitalul de pediatrie din Botoșani. Medicii spun că fetița în vârstă de doar 2 ani avea pneumonie când s-a internat, dar nu exclud nici posibilitatea ca ea să fi fost bolnavă de gripă nouă. După efectuarea necropsiei, medicii vor ști cu exactitate cauzele decesului. Se îngroașă însă numărul românilor morți în străinătate din cauza virusului AH1N1. Un român a decedat în regiunea italiană Campania. Tânărul în vârstă de 28 de ani supera de cancer osos în formă avansată diagnosticată în urmă cu 2 ani. În țară, până acum, peste 1300 de oameni s-au îmbolnăvit de gripa nouă. Dezvăluiri incendiare în Jurnalul Național. În timpul crizei jurnaliștilor români răpiți în Irak, autoritățile de la București ar fi trimis la Bagdad, prin intermediul serviciilor secrete și cu știința președintelui Traian Băsescu, de fapt coordonator al operațiunilor de salvare, aproximativ 12-13 milioane de dolari pentru a-i aduce înapoi acasă pe Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanezian. Din toată suma, însă, mâini iscusite ar fi extras aproximativ 4 milioane de dolari. Dezvăluirile sunt extrase de Jurnalul Național din cartea Prădarea României a scriitorului româno-american Victor Gaetan, bazată pe relatările fostului procuror de ICOT Ciprian Nastasiu. Potrivit autorului, volumul este o mărturie fluviu despre amestecul șefului statului în treburile justiției și legătura cu Omar Haisam. A început postul Crăciunului și marile magazine și-au adaptat oferta. Au acum rafturi speciale cu mâncare de post, dar marketingul acesta n-a ajuns și în piețe. Deși știu că e post, micii comercianți nu își fac reclamă și stau resemnat să vină clienții la ei. Bune, asta e piața bună, uitați prețul la 1,50 lei, ia uitați, de post, ia și lumea țelină, ia așa sfeclă, ia să-și facă și eu supică. Uite, domnul a luat fras, ia uitați. Cu cât ați luat frazul? De ce mi-e ăsta? Te pot, am intrat în post acum, gata. Doamna era singura vânzătoare dintr-o piață destul de mare din București, care își chema clienții spunându-le că are prețuri mici și avea și vânzare. Ceilalți comercianți așteptau cumpărători în tăcere și resemnați că oamenii nu cumpără tot ce și-ar dori pentru că nu au bani. Dacă puneați aici pe carton preț de post, nu credeți că s-ar fi vândut mai repede? Cum să pun preț de post așa? Cum să-i facem să cumpere dacă ei nu mai au cu ce să cumpere? Nu are lumea bani, nu e vânzare. Ia cu o jumătate de chilie. O să modificăm. Acum e bine, da? Bun prețul la ce perci? Da, ăsta e bun. În marele magazine, postul e speculat pentru creșterea vânzărilor. Fasolea gătită, sarmalele cu orez, castraveții, spanacul, gogoșarii, mazărea în conserve sunt așezate pe rafturi speciale și marcate corespunzător ca să vadă cumpărătorii. Iar lezile cu legume și fructe proaspete nu sunt niciodată goale. Produse de post nu aveți pe listă? Ba da, avem castraveți în oțet și cam atât deocamdată. Ce mai luați? Spanac, fasole. Ba chiar au adus și șnițele, chiftele, brânză și aur de post. Pentru ca postul de 40 de zile să fie ușor pentru cei care vor să-l țină.
Și apropo, știți ce se întâmplă când se termină? Vine luna cadourilor peste noi. Dar bine, nu trebuie să ne facem nicio grijă. Magazinele și-au făcut stocuri pentru această perioadă. Spiritul Crăciunului, să zicem că bate criza. Oamenii au ieșit din timp în căutarea darurilor pentru a avea de unde alege la prețuri cât mai bune. Vă mai amintiți perioada în care globurile de Crăciun se transmiteau de la o generație la alta, iar ideea pentru un cadou rămânea neschimbată an de an? Ei bine, acum situația s-a schimbat. Cadouri găsim la orice pas, iar oamenii au de unde alege. Numai că anul acesta banii nu mai sunt suficienți. Trăiesc dintr-o pensie și trebuie să iau pe rând, ca să fie mai ușor și să împart pentru toți. Deja am luat o parte. Vă afectează cumva situația, da, economică? Nu neapărat mai puțin. Deci oricum este... E diferență mare. Românii sunt acum mult mai calculați. Ale cadouri practice, utile celor dragi. Oamenii știu că vin sărbătorile și oricât de greu le-ar fi, vor oferi cadouri. Până la cadouri care sunt neprețuite. Fie că le vor cumpăra din magazin, fie de pe net, oamenii vin cu idei adaptate crizei. Cel mai probabil o să le fac acasă. Statisticile arată că anul acesta cadourile vor fi în mare parte lucruri pe care cei dragi le doreau din timpul anului, dar le-au amânat din cauza lipsei de bani. Dacă înainte dădeau foarte ușor bani pe diverse cadouri, acum ei sunt foarte selectivi, caută în primul rând calitate și doar acele cadouri care sunt foarte potrivite. Există însă și excepții, cadouri pe care chiar nu ai cum să le atingi. Cei care vor să dăruiască ceva inedit de Crăciun pot alege o stea pe cer. Costă 200 de lei, dar prețul crește considerabil când cei interesați vor un telescop, un astronom care să-i însoțească, iar la final o cină romantică la un palat din oraș. Cel mai mic membru al familiei cheltuiește și cei mai mulți bani de când se naște. Copilul și până la vârsta majoratului, părinții dau în medie într-o lună o treime din bugetul familiei pentru cel mic, indiferent de venituri. Mulți renunță la anumite lucruri pentru ei, dar niciodată la ce-i trebuie copilului. Un joc simplu. Este ora 14:05. Iuliana are o listă bine stabilită cu toate cumpărăturile pentru o săptămână. Avem lapte, ulei, orez, zahăr, legume. Varianta cumpărături fără copil. Într-o jumătate de oră, Iuliana a terminat. Total 130 de lei. Acum varianta cumpărături cu însoțitor. Tot Iuliana, același magazin, aceeași listă. Apare și Tibi, băiețelul ei de 3 ani. Așa, și ce mai vrei? Pe toate le vrei? Dar nu are mamica atâta bani, mami. Pui, gata. Iuliana a stat aproape o oră pentru aceleași cumpărături. Nu doar ceasul, ci și bonul de casă arată mai mult. Aveți de achitat 170 de lei. 40 de lei în plus dintr-un foc pe mai nimic. Și asta a fost doar una dintre ieșirile în oraș. În afară de mâncare, mai sunt și alte cheltuieli, jucării, haine, îmbrăcăminte. 360 de lei grădinița, încă 200 de lei săptămânal pentru mâncare și dulciuri. Iar Tibi vrea în fiecare lună măcar o jucărie. În total, Iuliana, 2500 de lei pentru întreținerea copilului în fiecare lună. Adică o treime din bugetul familiei. Pentru noi am mai renunțat la anumite lucruri, dar pentru el nu. Renunț la mine și cumpăr ei. E foarte costisitor să am copil în ziua de azi. Peste 7 ani apare educația, activități de recreere, excursii, vacanțe, activități extracurriculare. Românii dau anual câte 70 de milioane de euro numai pe alimentele copiilor mai mici de 3 ani, alte 70 pe scutece. În total, într-un an, factura pe care o plătesc toți părinții din România depășește 3 miliarde de euro. Așa, și ce mai vrei? Zi de doliu în Germania. Peste 40.000 de oameni au adus un ultim omagiu lui Robert Enke, portarul naționalei germane. Fotbalistul în vârstă de 32 de ani s-a sinucis. Marți s-a aruncat în fața unui tren. Niemals allein, wir gehen Hand in Hand. Lass die anderen alle reden von Bayern oder Bremen. Wir sind immer bei dir, 96 HSV. Wir sind immer bei dir, 96 HSV. Au fost ultimele momente ale portarului Robert Enke pe terenul clubului Hannover 96, ultima dată când stadionul s-a umplut de fani. Robert Enke wird nie wieder in dieses Stadion kommen. An den Ort, an dem unsere Herzen erobert hat. Fußball
Meine Damen und Herren, liebe Trauergemeinde, darf nicht alles sein. Das Leben, das uns geschenkt ist, ist vielfältig. Es ist interessant. Unul câte unul, fotbaliștii din Naționala Germaniei și-au luat rămas bun de la colegul lor, iar din tribune au plâns 45.000 de fani. Mars Robert Enke și-a pus capăt zilelor, aruncându-se în fața unui tren. În biletul de adio, fotbalistul a mărturisit că era teamă să nu piardă tutela fete pe care o adoptase de curând. Soția lui a dezvăluit că fostul portar suferea de ani buni de depresie. Născut în august 1977, Robert Enke a jucat de 8 ori pentru Naționala Germaniei. A evoluat la echipa Hannover 96, dar și la mai multe cluburi din străinătate, printre care Fenerbahce, Benfica Lisabona și FC Barcelona. O carieră promițătoare s-a sfârșit însă tragic. Șoselele din România vor face senzație în seara asta la BBC. Nu toate, sigur, n-au cum. Începe însă un nou sezon Top Gear. What's the matter, Captain Slow? I've just been talking to my mum. So? She says when we're bigger, we won't be able to play with toys anymore. What? Never. I don't want to grow up. Why have you done that? Top Gear returns. Decapotabil în România este emisiunea cu care se deschide în această seară noua serie Top Gear la BBC. Filmările au fost făcute în această vară în țara noastră, la Mamaia, în București și pe Transfăgărășan. De altfel, acest din urmă traseu este descris de Jeremy Clarkson ca fiind cel mai spectaculos drum pe care a condus vreodată. Top Gear este un program de televiziune cu audiență de aproximativ 1 miliard de telespectatori, ajungând pe locul 2 în lume în topul celor mai urmărite emisiuni TV după Oprah. Ce caută curca pe autostradă? Viteza mică nu e admisă pe un asemenea drum. Vedeți ce a pățit o necuvântătoare care a îndrăznit să se instaleze pe autostradă în America imediat după publicitate. Am întors la Observator și mergem direct pe o autostradă foarte circulată din New Jersey, care a devenit domiciliu stabil pentru o curcă sălbatică. De aproape un an, pasărea s-a instalat lângă un punct de taxare. Angajații au adoptat-o ca mascotă, așa că i-au găsit și un nume, Tammy. Curca își petrece timpul căutând de mâncare prin spațiile verzi și doarme uneori pe mașinile parcate. O paște însă un pericol. Se apropie ziua recunoștinței, când meniul tradițional la american este friptura de curcan. De aceea, autoritățile ar vrea să o mute pe Tammy într-un loc mai ferit. În câteva minute avem știri din sport și un rezumat ne face Cristina Docheanu. Bună seara, Cristina! Bună seara, Lucian! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ce pedeapsă riscă săpunarul pentru că a băut în avion și a făcut scandal în aeroport, dar și cum au replicat cei pe care i-a înjurat, vedeți la știrile sportive în câteva momente. Tot atunci, de ce au anunțat tricolorii că vor întârzia premeditat la național în ciuda amenzii de 100 de euro pentru fiecare minut de întârziere? Și de ce a vrut Mandorlini să plece în timpul conferinței chiar la prezentarea oficială ca antrenor la CFR Cluj, aflați la știrile sportive de la ora 19:40. Nu mai întrebări aveți, nu știu nimic, de-aia rămân să vă sportiv. Stai aici cu mine. Ok, doamnelor și domnilor, aici se încheie Observatorul. Imediat după știrile din sport, de la 8 începe filmul Omul din umbră cu Steven Seagal. Mâine, Săptămâna financiară vă oferă o lectură irezistibilă și provocatoare. Guvernarea din umbră, o antologie a societăților secrete, a religiilor clandestine, a organizațiilor oculte care au jucat un rol covârșitor în evoluția omenirii. Iar Jurnalul Național apare cu cele mai frumoase povești ale lui Hans Christian Andersen și cu CD audio. Nu uitați, dacă aveți, filmați și trimiteți imagine la rubrica Fii Observator, dacă sunteți martor unui eveniment spectaculos, dacă știți ceva despre gripa nouă sau dacă vi s-a întâmplat ceva într-o maternitate, nu uitați de adresa noastră de e-mail, știri@antena1.ro. O să rămână!